Stai jos așa, bătrânești. Stai jos așa în cur. Stai căcat și nu prea merge. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit într-un vlog frumos. Ce credeți? V-a fost dor de... Adi, Bălana. Adi, Bălana. 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 Ai. Bălana. Adi, Bălana, fratele meu, așa zic, da? Salutare, fraților, și bine v-am regăsit într-un vlog de vară. Amintiri din copilărie. Ce credeți? Cu Alex pe zonă și v-a fost dor de fratele meu, Bălana. Bălana. Frații mei, o să începem să filmăm aproape în fiecare seară amintiri din copilărie în vara asta. Vă promite fratele vostru și vă promit și ei că o să filmăm. Normal. Forță. Am fost fiecare. Ia uite, bă, ai șis? Una, iec, doi, tri, șta, panci, ai șis? Bătaie din palme. Să zic, ce-a făcut Alex mai devreme? M-am căcat. L-a luat căcatul pe trandafiri la oameni aici. Pe trifoi, pe trandafiri, râs pentru mine. Fraților, nu știm ce să facem în seara asta. Ce să... Ce bă, să, am o idee. Ia zi. Pepeni, să facem cârnați, disc, nu, mă, am eu altă idee. Floarea soarelui, dar nu s-a făcut floarea soarelui. Am o idee. Hai la fura de porumb. Păi de unde? Ar merge acum. Am eu undeva la cineva, dacă ne prinde, am belit-o. Ai belit-o, că eu nu știu să belesc. Cum se belește? Așa. Hai șis! Facem porumb? Să faci prins. Mergem? Haide. Mergem? Mergem. Și ce facem? Îl fierbem sau facem... Pâjar, îl facem pe jar. Nu, pâjar. Hai să alegem și în altă seară mergem și... Fian, de seara asta facem pe jar. Hai să facem seara asta pe jar și să mor dacă nu facem câte mâine două, trei bucăți. Sau poi mâine seara. Când e? Hai, hai să nu mai stăm la vorbă, gata, haide. Haide, fraților. Fraților, am ajuns aici. Dar știți care-i treaba? Bate lumina noi și noi nu putem să vedem. Adică să moară lui sau dacă văd pe unde merg. Ești prost, ia stai. Așa. Mergeți voi în față, mergeți voi în față, că n-am cum, că nu văd. Merge și scoate pieptul ăla de curcan. Bă, fratele meu. Să nu ne vadă. Ce? Să nu ne vadă. Păi nu pot, păi, dar nu mai văd pe unde merg. L-am dat lumina mică, coane, că nu pot să... Mi-e frică, bă. Ce? S-a auzit ceva, să nu stai ăștia la pază. Ia stă, ia. Bă, mi-e frică. Ia uite lumina aici, bă. Lasă, bă, încet așa, bă. Coane, mi-e frică. Băi, că ce frică, dar am devenit... Bă, vină, bă, că... Bă, plec, bă, adevărat. Frică, bă, bă, mă mâncați în gura asta. Ia taci. Stai, mă, cu minte, termină cu glumele cu aia, chef de glume. Am venit la furat să iau chef de glume. Hai, bă. Cum ai intrat ăla? Bă, unde e Alex, bă? Alex? Băi, Alex, e băi. Unde stau? Nici, băi. De unde a venit? De unde a venit? A să pui trei porumbi, ești nebun. Ia, mai. Nu, eram în spate. Ia. Ia să vedem. Șt, ușor, bă. Ia cu cinci, Adi. Bă, e mic, mă. Ia, ia uite la ăsta ce. Bă, ești prost la cur. Auzi aici. Ușor. Bă, cât, să luăm câte doi de fiecare? Sau câte trei? Ia, mă. A, mă, mai dai și ușteți, mai dai. Hai și în partea alaltă. Nu, ia uite. Bă, Ale, Alex, Alex, ia și tu, mai mulți, ia mai mulți, ia zi. Ia, măi, ia, e bun? Ia vezi, mă, e bun? Hai, mă, ăsta-l și belește. E bun, fratele meu, e bun. Ia uite, bă. Mă, las că am și copii acasă. Bă, gata, zare, că am luat ce pe pământ. Uite că nu mai pot să ducă. Bă, vărule, mai am și copii acasă, nu vă gândesc că îmi plâng copii. Ia taci, ia taci. Hai să fugim. Bă, au căzut porumb. Cui? Cineva la mașină. Bă, stai, bă, că a căzut. Ia-i coai. Bă, coai am făcut la... Am plecat la furate, ești prost? Coai. Gata, gata, gata. Stai așa, bă. Hai, mă, și facem așa cât un pic. Și mâine seară iau eu și de-aia și de-aia și facem. Gata, fraților, am ajuns acasă. Aparat dentar. Ce? Aparat dentar. Bă, dar frumos. Gar. Cât ai dat, bă, pe el? Ți-l pui acolo. 85 de milioane. Cât? 85. Mamă, are... 85 de milioane. Hai, bă, a scăzut. Ha, ce a căzut ăsta? Ții minte, mă? A, nu știu. Bă, mi-a plăcut de asta ce da, le-a luat. Fraților, prada o vom face aici la noi acasă. Hai că era avem să nu cadă. Avem prea mult, bă. Idei. Bă, dacă vreți să veniți la porumb aici, 20 de lei
Porumbul. Lasă-mă că eu am și copii. Hai și. Mamă, ia uite, bă, ia fii atent aici, fraților, că da, poate la unii nu s-a făcut porumbul. Ia belește. Ia belește-l pe ăsta. Dar vorbește cu el când îl belești. Te-ai făcut frumos. Ține-l, mă, drept, că nu așa. Ține-l, mă, aici ca să văd așa, da, drept, așa, fratele meu. Mamă, ia uite, bă, cum arată, bă. A, e forță? Hai să luăm lemne, fraților, o să facem focul. Stăm la canapea, avem lumină, avem internet, o să facem un live. Semințe, sucuri, pe ei nu trebuie să ne cinstim. Mâine seară filmăm altceva, apoi mine să moar la lisa dacă nu filmăm în fiecare seară. Deci, amintiri din copilărie la furat de... Porumb. Porumb, asta. Porumb, da, stați ca baștanie. Dar nu, nu vi se pare că sunt doar două locuri? Nu ai niciun loc acum. Într-unul din vlogurile astea, brotherii mei, ce credeți că o să facem? O să... Poate mâine seară, cu nebunii, fiți atenți aici, mi-a dat și o idee, fratele, ia zi. Deci uite, va simți de alea. Forță cu ideea aia, dacă o facem, e forță, rog. Zi, ce să facem? Păi mâncavaș, luăm niște ciolofan, o căruță, punem apă în căruță și seara ne plimbăm frumos cu căruța prin sat. Piscină. Și... piscină, cu direct. Cu piscină, fiți atenți ce o să facem în vlogurile următoare, n-am mai făcut nimeni așa ceva. Lu, fratele meu, Adi, a venit ideea asta și a spus, bă, frate, hai să aduc ales căruța, mă duc eu și cumpăr folie de aia dintr-o bucată, punem niște cârpe pe margine, să nu cumva să fie, ai văzut că la... mai să nu fie cuie. Așchi, cuie. Și punem apă în căruță și după aia mergem cu căruța, fraților, toți trei ne băgăm în căruță și mergem cu calul așa la relativ, la pas. Nu merge calul, bătrânește? Ok, asta o nebunie. Altă nebunie, o să montăm cortul ăla ca să stăm să nu ne mânceți în țarii. Am eu un cort, ăla care l-am avut anul trecut, fratele meu. O să-l montăm. Și într-una din zile o să facem grătar și o să stăm în apă. Bă, a, ce mai ne chinuim, mă, cu ciolofan, mă, cu dalea. O luăm palda, punem în căruță și gata, o luăm frumos. Nu merge, bradere, nu e treabă. De ce, mă? Nu, 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 că de-abia l-am pus. Ia pare ce, fratele meu. Bă! A murit! A murit cu... Au, mamă, mi-a luat suflet. Mamă, ce aferece? Mamă! Să faci infart. Bă, n-ai știut, dar... Bă, n-am... Bă, să știi că nu e rece deloc. Bă, nu-mi vine să cred. Ia, bă, babușca, Alex, ia, șotâl. Nu așa, mă. Bă, tămânește. E rece? E puțin, dar e bună. Bă, bă, ce nebun ești, prost la cur. Ești nebun la cap. Ia, hai, bă, ia-te ca popa cu mâna, Doamne ferește, ia. Ha? Ia-te, Doamne ajută și bine. Stai, mă, nu că-mi miuz apa. Ia uite ce nebun e, băi. Mamă, băi, să mor dacă m-am gândit. Hai, mă, că nu-i rece, ia nu pune rece, mâna tari, fratele meu. Ia zi, fratele meu, e greu? Adu-mi alea. Înghețata te chiar aduc un prosop. Nu un prosop, dar adu-mi și mi-au blut. Ia uite cât a luat ăsta, băi. Ia. Bă, ce faceți, mă, cu ale? Dacă e prost, ia zi, ia pe câteva. Nu, dar ce faci cu lemnile alea? Că alea nu e bune. Astea nu sunt bune? Nu. Las că le lăsăm aici. Mă. Bă, păi mâine seară nu facem cârnați aici? Păi da. Facem aici focul într-una. Hai că aduc aprinzătorul ăla care zice legea, știi? Să luăm jarul aici. Da, mă, dar strâng eu mâine dimineață, fratele meu. Aici, seara, la noi facem... Seara, mă, degeamă el. Nu, mă, nu, lasă pe mine, mă. Băi, trebuie să aduce niște, ca să facă jar Alex niște hau. Niște ce, mă? Niște dalea ca lumea. Face asta jar ca lumea? Ha. Uite, mă, fratele meu, așa. Mă lași pe mine să fac eu treaba dacă tot. S-a prins tu? Păi da. Nu e, că de asta trebuie, vină cu dacă ți arăt eu. Nu trebuie să răsucești asta, că dacă răsucești, răsuflă. Fii atent. Stai așa, atât, gata. Doar ținut apăsat, nu răsuci. Ține la împins, invers cu aia. Așa? Băi. Da, nu l-a apăsat. Uite așa. Gata. Nu da foarte tare. Băi, dar mai pune, mă, niște de-alea. Benzină ceva trebuie. Lasă, bă, că arde mine. Păi ai pus câteva, Alex, mai pune și tu câteva de-alea. Adi, pune tu, frate, o mână de de-alea subțiri, băi. De-acum. Bă, dar șmecher ăsta, băi. E șmecher, da. Păi eu mi-l țin când... Așa, mă, fratele meu, mă, pune câteva de-astea, mă, să fie foc de tabără. Ăsta e șmecher, mă? Cine? Da, cu arzătorul. Nu, fratele meu, vorbește cu el. Cu arzătorul, scoate, mă, pieptul ăla. Ce moare s-a făcut ăsta, are 1,70 m. Uite, bagă și pe aici, ai măcar de imediat, mă, brother. Cu ranghina asta, mă, cu arzător, ca lumea, băi. A, de la de... Vezi că am de la fratele meu. De la de... Hai să vă zic ceva, vă zic că poate nu mă credeți. Vezi că o să iau jumătate de oaie să facem la proțap. Și ce o facem, doar noi trei câte o pulpă? Bă, într-unul din vlogurile următoare, vezi cu ăla, Alex, ține-l împins în cap, capul ăla, să stea împins în jos, atât. Păi dacă mâncăm noi, băi, o pulpă... Hai să vă zic ceva, vezi că am pulpă de aia șmecheră, care tai, știi tu, de aia, cum îi zice, Alex? Prosciutto crudo, da? Da. Hă? O ai acasă? Nu, trebuie să o aduc zilele astea. Să o iau. Hai, gata. Într-o pulpă de aia, și cât se satură?
Care, bă, pulpă de aia uscată? Gata, Alex, oprește-l, bă, oprește-l. Lasă să ia focul ca lumea. Hai, după aia să curățăm porumbii. Ce? Și fii atent ce facem, mâine seară facem altceva. Cârnați, cârnați pe jar, da? Și porumb, facem și cârnați și porumb. Fii atent, Alex, ce facem? Ia să-mi lăsați în comentarii. Ce părere aveți dacă facem cârnați? Gata, mă, Alex, oprește la, băi. Alex, oprește-mă că se termină repede gazul ăla, brother-ei. Așa, mă, fratele meu, vezi să nu te ardă. Gata. Scoate asta? Nu, nu, da, scoate-l de acolo, scoate-l, da. Sus, trage de el așa, țop. Atât, bravo, frate. Miroase gaz pe acolo, vezi? E ăla defect, nu știu, morții lui. Și ce crezi că facem? Facem cârnați? Gata, mă. Hai, bă, că mi le-am pus. Și fierbem porumb mâine seară, mă. În următorul video, gata? Și așa. Hai că era să cadă, ia vorbește cu focul ăla. Băi, cum te rog frumos să nu calci, că dacă nu, te... Mamă, cum miro... te omor. Miroase, Alex. Te omor. Păi, ia... Pentru familie. Bă, te rog frumos. Hai mă, Alex, Adi, vorbește cu el. Am vorbit cu el. Hai că nici nu se încălzește. Dacă mai calci odată, nici nu se încălzește sucul ăla. Ar fi cați în tine. Ce facem noi în... vacanța asta frumos de... Vacanța asta frumoasă. Uitați-vă, fraților, cum trebuie să vă face și voi copilăria. Băi, vă pui într-o parte și cade în alta, mă, fratele meu. Băi, mamă, și m-am speriat. Aici. Și mâine seara avem, gata, 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 știu ce fac. Ajungem. Dacă am zis că fac și filmăm mereu cu nebunii ăștia ai noștri. Ajungem. Adică, lasă-le pe sardă. Da, fratele meu. Tocmai ce la o caterincă, la ceva frumos. Yes, yes, of course. Fiți atenți aici, viață, brother. Eu mă ocup cu lemnele. Frații mei pe live, pe TikTok. Hai, ce fată intră pe live cu noi de la 17 ani în sus? Pe TikTok-ul meu, Shari Vlogger. Hai, știți? Câte persoane sunt? Vreo 600 și ceva. Aproape 700. Uite cum filmăm aici, facem live direct. Frumos. Frații mei. Băi, ăsta e primul vlog din seria Amintiri din copilărie, da? Și o să facem foarte multe cu brotherii mei. De ce intri, bere? Ești femeie? De ce intri? Ia zi, fratele meu. A, uite, am mâncat ești. Două brațe am adus aici. Hai că e marfă. Hai, două brațe. Păi n-ai cum adecât trebuie să-ți dea follow. Să o ai și tu la follow. Băi, câte pui, mă? Multe, mă, să fii și hai că nici nu mi-ai pus toate lemnele pe foc. Ți-am pus toate. Hai, lemnele. Hai, pune și toperișca. Toperișca. Hai, dă-te așa. Ia vină cu acest să jupuim ăștia. Să-i jupuim? Da. Și-ar fi șmecher. Hai. Un fier. Așa? Și băgăm un curul acolo în ei. A, păi ți-aduc eu electros, brother. Aduc eu electros acum. Bine. Ia jupoaie să-i vedem aici. Vină cu aici. Jupoaie, pui alea undeva să nu facem, știi ce zic? Ia să vedem ce avem aici, știi brother. Știi ce zic? Punem așa odată. Frumos. Nu acolo, pune aici pe aia care îi faci. Punem așa frumos. A, ca să-i punem pe jos. Ia uite, fraților. Pe jos. Așa, 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 punem așa, așa, jos, sunt ai noi, știi. Alex? Vorbește cu ei, mai azi, care îți trimite o motocicletă? Lasă-mă să-i trimite și lui motocicletă. Cum sunt frații mei? Băi, sunt chiar mai bă, bă, că ăștia pe la știri. Mamă, ești nebun la cur. Zici că-ți de aia de cumpărat, ești prost? Mamă, cât de curat. Parcă știi, uite, hai, știi? Și că e de aia din piață, mâncați, da. Ești curat. Păi nu, așa mă, pune și tu, mai mult, așa. Bă, ia-i porumbia că se coc acolo. Murim. Gata, lemne, băi. Băi. Nu, știi care e treaba? Nu o să țină jar, mă, fratele meu, trebuie să luăm lemne de alea. Cine, mă? Cine jar, mă? Băi. Uite, uite. Uite, băi. Bă, tu ești. Andreea. Hai, belește-le acolo, bagă-l mai repede. Hai mai repede, că după aia se duce jarul să mă duc să mă aduc în recun. Păi tu pe focul ăsta acum, mă. E jarul de ăla. Vorbește cu el, ia zi. Da, chiar că e șmecherul. Șmecher, mâine seară, fii atent ce facem, mâine seară facem porumb. Băi, mâine cârnați pe băț, ascultă-mă ce spun. Și lemne. Și facem la ceaun, aici, da? Nu la ceaun, bă, frate. Fiert. Nu fier, mă. Dar ce vrei? Nu porcoaie, fierbem porumbul la ceaun. Nu, frate, că miroase a gaz de la porumb. Bă, îl fierbem la lemne. A, așa, da. Păi ce n-ai înțeles? Am crezut la gaz, nu. Dă Instagram. Hai că mă duc să aduc electros, da? Ia vorbește, bă, cu buturul gaia. Dintr-o fluidură supremă să... Pe vara asta, așa, poate să sare telefonul. Nu, păi, băi, Alex, nu așa, mă, cu... Bă, dă-i cu barosul, dă-i cu telefonul ăla, mă. De ce te uiți la ea? Dă-i cu aia, că nu-i treabă. Te ajut? Dă-i, mă, cu aia.
Hai mă, dă-i. Dă-i. Dă-i mă. Mamă, dar greu e mâncat. Mor să mă... M-am mânecat. Rupe-l pe din două, fratele meu. Haide mă, fratele meu, vezi că ai un gândat pe ochi. Așa mă, păi rupe-l pe din mai, așa, 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 așa. Dă să mă dau așa, să nu cumva să sară toporul ăla spre gard. Mamă, yes. Mamă, păi ce, o pui așa mare? Hai repede, că nu mai e jar, bă. Așa. Gata, fratele meu. Fă jar acolo, dă-te-n cuii mei. Așa, mă, fratele meu. Ia uite, banana, satana. Mai ții minte la gârlă? Cât crezi că avem pe ăla-i voi? 1300. Sunt persoane, vorbește frumos cu ei, zi, socor eu. Zic că tu ești Alex miliardarul, care... Ia uite, mă, dă-i, mă, că nu dai măta. Mor aici. Hai că mâine seara mâncăm ceva power. S-a spart betonul la români? Hai de capul meu. Hai mai, stai, 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 stai. Stai să pun asta pe foc. Așa mă, fratele meu. Stai, 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 stai. Stai. Așa mă, fratele meu. Hai, așa da, așa da. Așa mă, frățiorul meu, bravo. Să-ți dea Dumnezeu mie sănătate. Bă, dar nu e prea gros ăsta, mă? Are, mă. E gros, mă, faci jar că lumea asta. Băi, dar nu le pune pe toate alea, astea două, băi. Uscau. Pune, fratele meu, că facem, să moară Larisa de nu. Uite așa. Bună, Araboica. Ia zi, socor, Ghiom. Hai cu noi live. Ia uite-l pe fratele meu ce stă pe TikTok, câte persoane are? 600 de persoane. Așa, fratele meu, că asta e, bravo, bravo, bravo. Cred că ajunge? Ce părere ai? Gata, ajung asta, ia? Ia uite ce e aici. Bă, păi am... Ia atent, am un de la care face, să fac aer, fratele meu. Aoleuză. Mamă, dar ce bine miroase să mor. Bă, alții salivează când se uită la noi, știi? Stai că ți-aduc eu ceva, ia stai. Ia să vezi ce are fratele tău aici. Ia uite cu aia, ia uite. Ce-i asta? Să nu rupi, să nu rupi. Bă, am ajuns ventilatorul din casă. Bă, mâncă-ți și gărta, că n-am dat cu ventilatorul ăla odată. Ia vezi, un jaric de la... Dă ușor așa, ia vezi. E bună, e șmecheră rău? Nu, dă cu amândouă mâini. Dă-i mă mai tare, mă. Știm, Andreea. Bă, nu așa, mă, în scurt, mă, bă, brodere. Bă, dă dracii, măta, băi. Te afumă? Așa, te fratele meu. Te afum, bă. Aude ce-i păpărumbă acolo, bă. Hai că aduce brodere-ul sare. Mâine seară, adică în vlogul următor, o să vă nenorocem cu amintire din copilărie de aia frumoasă, o să vedeți că ne uităm la iarnă cu brotherii, am aici în casă. Mă, să fac. Căruța nu o să facă nimeni, n-am făcut. Nu o să facă nimeni, mă. N-auzi, mă, că iau. Să facă să ia după noi, dar n-am făcut nimeni. N-am făcut nimeni cu căruța, adevărat, și pe TikTok, îți dai seama ce o să fie pe TikTok, nu? Bă, ia uite pe Ștefi. Ai șiși? Dar nu o văd pe nevastă mea. Băi, era faza aia mâncat și când a dărmat calul pe Alex. Iarna, da. Ok, fraților, am pregătit tiribombele. Ha? Cum arată, brother? Mamă. Deja 1000 de persoane. Ia uite, pe asta s-o pun așa, dar o pun pe ce pun la... pe jar aici. Trandafirii, și... avioane, băi, Alex, planete, tot ce vreți voi. Ia uite, băi, ce e aici? Ce părere aveți, fraților? Ăștia stau pe live. Vreo 1000 de persoane pe TikTok. La noi sunt. Nu am eu timp acum, dar să vedeți ce o să fac. Am început forța, avem în vlogul următor ceva senzațional. Când spune, bă, povești de-alea creepy? Ah! Fingere și n-are gură să strige, gata, fraților. Fratele tău, ce să faci? A? Mai am un braț de crânci de-alea. Așa? Și pune peste el, că să ia foc. Să ia foc și de pe deasupra. Stai așa, păi că îi fac eu acum cârci. Unde-i pus mașina de aer? Nu să ia. Ascultă-mi pe mine cu crăcile. Unde-i, bă, aia? Încă te-am pus acolo, în aia. Nu, fratele meu, asta e bună, ia uite. Stai așa. Ia uite. Nu ai nevoie de crăși cu coane, ia uite. Nu i-a făcut până sus, bă, așa l-a făcut și de sus. Bă, am băgat, bă, două căruțe, ia uite. Ești nebun, ia uite. Cum să nu iai, ia uite. Sunt uscate, da. Mai luăm și noi niște de-astea de la tine mâine seara? Vin cu mașina sau când ai? Cu uitați, fraților, fiți atenți. Păi nu mă știi, așa e bine, mă, să-l facem. Așa e bine să facem, nu, brotheri? Așa e bine să facem, punem câteva de alea și după aia tăiem o buturugă de asta, mă, și o punem.
Ia uite ce e aici. Nici țânțar s-au dus și țânțar s-a dus tot. Da, mă, dar cine e mai bine ca noi? Ia uite, frate, a? Haide, mă. Și dacă le întoarcem invers? Știi dacă le întoarcem invers lemnele? Așa, fraților. La o poveste bătrână. Ia ziceți, brotherii mei. Cum ziceți, mi-e ceva de groază, voi. Hai că băieții sunt taxați pe TikTok și eu stau și fac aici. Mamă, dar bună e asta, bă. Ia uite, voi, ce aici? Ca ventilatorul nu se ocupă cu nimeni. Ca ventilatorul, da. Ca sau ventilator? A? Am acasă. Ce ventilator, mă, dacă dau drumul la compresor? A. Ce compresor, mă? Și da, ventilator, uite așa. Dreapta treia? Da, da, a. Știu, știu. Bă, gata că ne-ai făcut de fum. Te ustru ochii. Hai că fac așa ca să ducă fumul de la voi, e bine? O, e bine, e of course, are jos. Țin de jos. Și de jos așa? Da. Dar dacă era un căcat pe aici, vedeam dump-ul. Brotherii mei, ia fiți atenți cum arată. Acum le întorc invers. Vedeți? Așa. Mamă, mamă, ce-a sărit. Întoarcem asta invers, fraților. Uite așa, frumos. Până povestim un alta. Mamă, ce mișto e aici. Ia uitați, brotherii mei. Ai sus. Ia să vedem, fraților. Fiți atenți. E, vedeți? Ce mișto? Se face jarul când e lemnul ăsta de... Hai că da, mamă! Mamă, ce bine că mai ieșea diepântul! Că uite, pe dacă ăsta nu e jar ca lumea, așa, da, fraților, de câte ori facem câte un porumb, v-am spus că mai avem ceva șmecher de făcut, uiteam aici detectorul. Ia spuneți, frații mei. Uite așa, că îi mai dau o cârjă, a, uitați, acum i-am întors invers. Hai că nici nu scârți asta dacă e. Ia uitați, brother. E cum s-a făcut, mă? Și acum la o vorbă bătrână cu precenii mei. Bă, brotherii mei, ia spuneți-mă cam ce v-ar place vouă să... Cât se face porumbul ăsta pe zona așa frumos, jarul. Ce v-ar place vouă așa să facem la... Ce, care e preferința ta, Alex, să zic așa, la grătar sau la asta? Care, ce ți-ar place ție cel mai mult? Adică ce-ți place ție cel mai mult? Ca... Mănânc? Da, la grătar, de exemplu. Oaie. E zăpăcit ca mine? Ai și tu acasă? Facem? Pastrama. Nu cred că, nu știu. Dacă nu iau niște pastramă, untru, dar din zilele următoare. Îți place și ție? Fă, pastrama. N-ai și tu acasă? Să spargem o oaie. Dacă îmi promiți ceva, acum mă duc și iau pastramă de acasă. Nu facem grătar acum, mâncați și cu rutul. N-ai cum acum. Mâine seară. Că luăm jarul. Luam jarul, băgam iasă din el de porumb. A. Și dacă nu băgam direct în grătar. Păi pastramă gata făcută? Mi se pare că are tati acasă, da. Păi uite, punem pe... Ia spune pe tati că ai numărul lui. Băi, nu acum, mă, lasă-mă, facem mâine seară, fratele meu, că am cărbun și punem, că la pastramă trebuie să se facă mai tare. Păi cât cărbun? Facem coin, cât 5 minute? Mamă, dai seama, uite cum am trecut. Mamă, cu lămâi așa, păi ea. Mamă! Nu-l sună, mă, seara asta, lasă că fac. Băi, Alex. Ia, ia uite. Cum l-are ăsta pe tata din telefon. Cum l-are trecut? Tata. L-a trecut tata. O fi tata, da, nu știu. Frumos. Păi mai punem niște lemne și facem, mă, și pastramă, dacă vrei. Dacă vrea, uite ce nebunii. Nu de alta, dar dacă vrei, mergem, facem mâine seară. Am interesat. Și cât e? A52. Mai sus de 10 milioane, nu, sare. A52S? Da. Am dat 18 milioane pe el când l-am luat la... Serios? Tată! Tată! Aveți și noi pastramă acasă? Nu! Hai, vin. Unde ești? Ai văzut că n-are pastramă. Adică are pastramă, dar nu e pusă, cred că n-a pus. Dacă mai stați mult, venim și noi. Fu. Nu mai, fraților, ați văzut? Adică eu am vrut să facem și vreau să facem pastramă. Lasă-mă, facem mâine seară. Dar apoi mâine seară, că mă duc eu la obor și iau pastramă, mă. Nu are. Ai văzut? Că dacă aveai, făceam să mă... Bă, mâncate și porc. Ia stai, mă. Stai așa. Stai, bă, că mă mut mai așa. Ce? Să mănânci grătar? Da. Cu acum, picioare cu tot sau doar gratis? Cu picioare cu tot. E greu? Ai zis? Facem, să mor dacă nu faci. Da, păi așa am și o poftă, frate, dar trebuie să o facem, să ne împăcăm mai de dimineață de când facem alea și să iau și eu un de ăla de cărbun, să fie, să facem cărbun. Tu am luat lemne, mă. Da, e frumos. Păi dar nu mai am lemne, mă, mai am câteva buturuși de alea aici. Nu, mă, aduc eu drujba dacă... Lasă-mă că vin cu drujba și tai câteva de alea. Să mor dacă nu, și facem. Facem, bă, n-auzi că facem. Multe? A? Nu, dar am zis că tăiem lemnele tale, am zis la vecini acolo. Pe drum mergem acum seara.
dăm drumul la muzică, deschidem ușile la mașină, se aude gălăgie de la mașină, pun sub bufărul pe mașină. Și cât lumea nu-și dă seama și ne cu drujba după ritm. Și tăiem lemne. Tăiem lemnele la români. Ai că da, să ne distrăm, facem o cauză nobilă de broaderii mei. Un grătar, zi-mă ce ți-ar place. Pastrama și? Pulpe dezosate. Pulpe dezosate. Și știi cum, eu știu să le dezosez. Delicat. Cu delicat, da, adevărat. La alea mă gândeam să mor dacă nu mă gândeam la alea. Ce îți place, fratele meu? Tot. Ce de la oaie în sus tot. Nu porc. Dacă prind 16-17 vrăbi le facem? Bun. Să fac infarct, ai curat să mănânci vrăbi? Da. Pe grătar, să mor. Știu și eu, porumbei. Când nu ți-am dat pe câți porumbei, toți porumbei pe care i-am prins fraților în pod, i-am prins și am dat lui Alex. Și am vrut, ți-am zis, dacă mai ai mă, de-aia ai făcut ciulama sau nu știu ce. Și ți-am zis, mai ai că vreau să vin și eu să mănânc, că nu mai ai apă, e bună, rău de tot, mie îmi place. Am să nu mai prind. Mai sunt, cred că, vreo doi porumbei. Dar doi porumbei? Ce era trei mai mâncat? Mâncat vrăbii? Ce să mănânci? Vrăbii. Vrăbii. Eu m-am mâncat vrăbii. Păi ce are, mă, vrăbile sunt bune. Să mor arăză dacă prind 20 de vrăbii. Ce crezi că... Dar ce mănânc? Să le pui pe grătar așa. Eu iar n-am mâncat. Da, păi ce să mănânci din vrăbii? Pieptul ăla care e cât un ou, ce e? Cât un ou de bibilică. E... Ce mă, voi de-ați mâncat vrăbii, dar n-au mâncat ăștia vrăbii. M-am mâncat vrăbii la țară, fraților. Punea de-aia, ai înțeles? În... Lipizor. 1970 și ceva. Nu lipi la țară, nu, frate, punea o de-aia cu băț și trăgei, știi? De fapt, avea o portiță unde ținea pui, știi? Și cu plasă. Și când punea mâncare, și închidea, trăgea coață. Da. Și prindea câte 15 vrăbii de alea. Da. Era la era și mai amărăciune pe timpul ăla, dar nu-i problemă. Să moară lăsă dacă n-aș mânca vrăbii, ești nebun, n-aș mânca o vrăbii, dar să n-ai becarii. Hai, serios? Bun. Deci, lui fratele meu îi place nenoroceala și mie îmi place pastrama. Hai să vă zic ceva, brotherii mei. Da, ciuperci? Cu cașcaval, mamă, ciuperci pe disc. Nu v-am spus că în fiecare... Că moră familia mea dacă nu mergem la porcul să luăm ciuperci. Da. Nu acum, mă, Alex, mă, că n-am, băi, nu te mai grăbi, mă, să trăiască mie familia. Nu te mai grăbi, că facem. Ne și foame, băi. Păi și mâncăm porumb cu aie. Ține porumbul de foame. Aduc și pâine. Băi, nu acum, mă, că n-am bani. Să facem porumb și la urmă când mâncăm porumb până la ce am eu să pun eu pe... N-am eu nimic ca să punem pe... Da, la, mă, pe... Hai să aduc felii de alea de salam și le punem pe grătar. Nu mai mă coane ciuperci acum, n-am nicio... Cât e kilogramul de ciuperci? Băi, vrei 5, 6, 80 lei. O caserolă de ciuperci? Da. Păi și de unde mai avem, mă, să punem de alea? Mănânci ciuperci cu porumb, coane, ne căcăm 3D. Luam și niște cârnați și fac de la porcul și făceam. Amestec. Bă, să moară Larisa, lasă, nu strica combinația, că mâine seară, bă, aia, să mor... Mâine seară și poimine și răs poimine, îți promit eu că facem o săptămână, două săptămâni mai în fiecare seară grătar. Vrei să mă crezi? Dacă nu, vrei să... Nu mă jur, că știi că nu mă jur, dar îți promite, fratele, și dacă nu mai vorbești cu mine, dacă nu faci două săptămâni grătar în fiecare seară? Da. Bă, vrei să punem pariu? Minciunile astea. Ești prost la cur dacă nu te miști, dar să schimbăm și noi astea. Mai 2 milioane, îi faci două săptămâni grătar. Lasă-mă, mă, să mă laud și eu. Nu moară Alexa de noi pe datorie și tot ca să ne facem viața. Normal. Da, fraților, dacă eu vă spun așa ca lumea. Nu să mor dacă nu facem, aveți cuvântul meu. Fii atent cum facem, fratele meu. Uite, ăsta de aici s-a făcut așa. Nu. Bă, tu ești frumos. De ce? Un pătrat lângă ele, prostule. De ce, mă? Lasă-le, mă, așa, mă. Uite așa. Uite așa și noi punem porumbul pe ele. Și tu ești mai... Tu ești prostul, mă. Pune porumbul pe ale. Băi! Lasă-le, mă, așa ca să se facă. Păi hai să le, ca să se ardă mai repede, broadere, păi jar. Păi pui porumbul pe astea, mă, ca să, bă, la porumb ce-i trebuie jar? Porumbul mănâncă jar, hai și porumbul trebuie să aibă căldură de asta, jar, ca lumea. Uite aici, uite-l. Ia uite ce e aici, am băgat o căruță de lemne, dar bine, e bine că s-au ars ale. Hai că facem așa, arde astea, uite așa, pac, 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 și facem jar. Nu mai am brichet. Da, ia unde stă, mă, și aprinde de la ăsta. Ia uite, fratele meu. Mamă, haide, mă, că se face numai decât, mă, băgăm porumbie. Mâine seară avem cârnați. Da, mâine seară cum facem cârnați? Cum îi facem pe băț? Oprește. E greu? Gata, broaderii mei. Nu e bine, mă, aici, în jar, înăuntru trebuiam. Bă, fratele meu, stai să se stingă alea și pui ușor pe... Vezi așa, da, că te iau. Să vede că v-a pișat în drum. Adică.
Ia zi, fata mea. Păi numai... Auzi vorbă, ia mai zi odată, mă, ia. Se vede că m-am pișat, nu vezi că vine pomul spre mine? Dar de unde ești bătrâna asta? Ia uite. Uite că dacă nu mai facem, dacă nu mai fac de... Păi am făcut eu de la mă, hai mă că e bine. Mai cred că ne-a zis așa. Ia uite, bă, cum i-a băgat. Te pricepi la băgare, eh? Bagă și pe el alții. Bagă și pe el, băga doar pe ai tăi. Bă, pune și ai, pune mă pe aici, pe sus, mă. Lasă-l, pune lui pe acolo. Așa, mă, cocoș, pune-mă pe acolo. Asta știe, bă. Da, și pe acolo și pe aici. Uite, mai bagă unul aici între picioarele lui ăsta, bă. N-ai mai muri niciodată. Mâine avem altă ceva de mâncare, fete. Crânați și porumb fierb la cea una aici. Așa, mă, fratele meu, mă. Ce bine arată. Și mai avem aici. Da, mâine îi, uite, îi las aici. Îi iau de aici după aia. Și ăștia mâine face la cea un sau mai culom? Mai băgăm o dată mâna la furat? Dar nu mai mergem, mergem în altă parte, că sigur stă ăla la... Nu cred că facem proțapă pentru cârnați, dacă acolo nebunești. Zizi. Proțapă pentru cârnați? Da. Nu mai scoate la Alex, Alex, Alex. Băi, nu mai scoate, mă. Bă, două de alea, două cricane așa. Da, mai mart. Da. Am înțeles. Băgat în pământ. Păi facem din bă, am de alea de pescuit, Alex. Ia uite. Unul aici, încă unul de ăsta așa. Băi, păi am de alea de pescuit, mă. Am de alea de pescuit, da. Fiare de alea. Păi și stai așa, bagi și cârnații cum îi bagi? Hai, hai că tu-mi scos toate alea, mi-ai stricat relația. Ia zi, nevastă frumoasă. Te pun. Te pun. S-a băgat Alex în piscină, știi? A sărit ca nebun în piscină. Mai devreme. Da. Sunt de bani. Bă, nu mai scoate al de la lui. Băgat pe cârnat ăla așa? Păi, și un singur cârnat? Un singur cârnat bagi acolo ca să mănânci tu primul? Nu, acum fără mișto. Deci tu bagi un... Ia pe atent. Gata, am înțeles schema. Aici un fier suport, acolo suport. Și un cârnat îl bagi pe mijloc. Ai, și tu învârzi de cârnatul ăla. Învârzi de... El... Mănâncă doar eu. Păi și mănânci doar tu coaie, noi ne uităm la tine. Îți faci mai multe de-astea la sub foc. Ia uite, bă, nu mai bine băgăm noi bățul ăsta și... Îl punem. Nu mai bine luăm noi, mă, ăsta de aici, Alex, ia uite. Grătarul ăla de aici. Luăm grătar. Ia uite-l, mă. Adu-l ăla la proțap care învârți de el. Ăsta? Da. Ia să vedeți, fraților, aici, ia. Păi ce cârnați bași tu pe proțopoiul ăsta, mă, mai merge? Da. Ia uite, păi aici intră purceu. Purceu. La mare, mă. Ia, ia, ia. Răsuci, ai, e mișto? De cârnatul lui. Păi, unde învârți? Băi, bă, și tu cârnați. Hai, băgăm așa pe din două, mă. Lasă alea, că-s făcute cu capul. Băi, ia lasă-mă, mă. Ia tă-te, mă, așa, că bagă pe omul ăla. Ia, strâmba și proțap. Băi, vezi că se strică ăștia. Hai să-i mai întoarcem. Mamă, au început să se facă. Băi, să nu vezi că am făcut o grămadă, am... Ăsta, uite de asta, mă, băi, nu mai întoarci și tu astea, mă, fratele meu. Vezi că e pe inducție aici. Ai, și, și. Ia uite, Ștefi. Uite ce fraier, păi dacă a băgat, bagă-i mă bețele alea în cur la porumbul ăla, băi. Băi, lasă-mă proțap acolo. Băi, Alex, la ce mai desfăcut ăla? Ia uitați-vă, râs de... Ăsta e bun, e mâncat. Da, ăla nu prea era bun. Hai mă, Alex, ce faci cu ăla? Băi, dar întoarce și tu pe alea, frate. Băi, Alex, Adi, ia fierul ăla, ia fierul ăla, Adi, ia fierul ăla, mă, fierul ăla. Ia-l în gură și învârte-l. Așa, fratele meu. Așa, mă, cocoș cu păr, mă. Așa, mamă, cum arată să moară. Ia uite, Ștefi, cum arată. E porumb. Aoleo, păi nevastă frumoasă. Dar mă refer că arată bine. Ia, ia mâna, mă. Arată porumb. Ia dați-vă așa, că ia pentru Alex, inventivitate. Băi, bagă-mă vere proțapul. Ce proțap ai pus, mă, acolo? Ia dați-vă la o parte. Vă rog frumos să nu-i furați invenția. E prost ca mătă. Ai aplaudat, hai mă, când bagi ăla în cur. El e Alex. El e Alex, a? Ia, ia uite, ce faci cu aia arpi în grădină? Hai beton aici, măi frate. Ia uitați-vă, caut apă, dă-i doamne la... Hai, păi, nu, mutăm tot focul acolo unde a găsit el gol. Dă-i, du-te bă, până la poartă, vezi că am un loc acolo. Ia uitați-vă, râs și bătaie de bat jocură. Gata, el a fost, el e omul care a inventat focul. Ia. Gata, doamnelor și doamnelor, uite, de-aia nu rupe ăla, băi, se rupe cârligul ăla. Dar de ce l-ai făcut așa de mic, ia? Trebuie să-ți iei așa, frate, de rugi și de-aia așa. Păi, nu, fratele meu, eu îl țin cu mâna, dar aici tu cu mâna de acolo, mă. A, mă, că nu, așa, fratele meu, ia uite, are și ungere la scurgere. Gata, fratele meu, ha.
Dar dai cu viteză, dai că poate pe. Hai, bă, hai să punem, hai să punem proțapul ăsta la scute. Ia. Ia, cum mă merge? Hai că te să învârtă scuterul. Hai că te-ai pișat în drum. Să se să pornească scuterul, mă, nu știi? Trebuia să luăm canciocul ăsta. Ai curat să mănânci ciorbă din cancioc? Păi de ce să n-am? Aole. Așa. Hai, mă, Fefi, mă. Bă, întoarce-mă și tu, mă. Le-am întors, bă. Ia, stai, mă. Băi. Hai că face porumb de floricel. Bă, e bunul lui. Ia, mă, cu asta, uite, așa, uite. Hai că a venit ăla cu sambârca lui. Băi, l-ai cănit de tot. Ia, uite, te uiți la el, coi, întoarce-l acolo. E frumusețe ăsta. L-ai întors pe tot. E frumusețe. S-a negrit ca lumea, da. Haide, ei. Șefi, ei. Să facem un loc, să luăm două cașe, ce noi. Să mâncăm ciorbă de cancioc. Să știi. Fac așa, gata? Ia zi, fata mea. Ești cu nevastă mea aici. Bă, brotherii mei, să știți că m-am gândit ceva. Aș vrea să-mi fac un saiban să-mi iau și eu niște ui. Ușor, ușor, bă, nu mai face foc așa de... Păi întoarce-l mai repede, bă, nu mai face așa că se arde, băi. Da, la 6-7 de stese, șefule. De ce, mă? De ce? Ca să mul... Să mănânce. Păi ce le dau de seara să mănânci? Ai mai zabe ca tine. Oile? Păi da. Vacile. Bă, tu nu te înțelegi că... Dacă mi-au câteva oi de astea ca să fac cat. Bine, că să le țin și le... Da... Mă trezeam de la 4. M-aș distra, bă. Băi, vere, la ce oră te culci tu? Păi la 12-1 noapte. La cât? La 12-1. Iarna, dar stai mai mult. Iarna? Tot timpul, mă, așa. 12-1, 2? Da. Ei, când te pui, te culci, te duci, le dai la oi, te rumagezi tu la 6? Păi da, le, și nu mă trezesc. Te trezici la 8, păi 9, le dai să mănânce. Da, că trebuie mult sens. Fac o gaură într-un de la mare de trifoi și le bag în gaură. Dar ce, fratele, lasă așa, mie îmi place și mie drag. Știi de ce aș face să mor dacă te minte, frate, dacă nu zic și vouă, fraților, vă zic real, mirosul ăla de oi, să mor dacă nu e... Păi când mă duceam la bunica, la țară, la Bacău, ai cuvântul meu că dormeam în saivan. Băi, de mirosul ăla frumos, dar n-am mai avut mama, să mor dacă te minte, fratele. Băi, tău. Adi, dă-i tu scaunul ăsta cu ole așa. Cole așa? De ce? Să dea scaunul cu ole așa ca să... Ia uite ce semințe e pe aici. Păi cine mă turm, vă omor. Ia, ia. Ia, uite-l și pe aici, da. Hai să facem mâine, facem mâine din asta, mă trebuie. Ce? Că dă Fefi azi. Da, mă, ți-a dumătura imediat. Păi eu n-am mâncat. Fata mea nu se murdărește pe picioarele astea frumoase. Ia, fratele meu. Cum, mă, ce zic astea? Să mor dacă nu mi-ar place numai de drag. Ce-i asta, caca de vacă? Da, ca florii asta de aici, alu. Zicea, că, wow, ăsta e caca de vacă? În 2012, 2013, mergea cu mine să plimba, că se bucura că face like-uri cu mine la poze. Ia, stai, plantă. Și acum nu mă le dai de nasă. Fate. La nevului tu OnlyFans. Da. M-apuc și eu? Mi-ar ajut. N-ar merge. N-ar fi rău. N-ar fi rău. Fraților, vă dau OnlyFans-ul lui Fefi. Gata. Mamă, ce părere ai Fefi de asta? Ține-l să se răcească. Ține-l să se răcească. E greu și dar grijă. Nu, lasă, nu. Bă, lasă-l, mă, că te curăță, mă. Ce dacă s-a ars? Bă, ești prost la cur. Lasă-l, Fefi, să se răcească zâna mea. Și ia-l în gură pe tot. Ăla. Ăsta? Ăla la tu, mă. Ăsta, mă, care i-ars. Băi! Nu mai țipa cu aia când speri. De mijloc. Ăsta? Mai. Ăla la. Cred că am înghițit un gândac. Foarte bun. Cred că a fost gândac de la de bucătărie. Mamă, vezi că are jar pe el. Nu mă interesează. Aruncă-l pe el. Să vezi omor ce stau. Mamă, cum s-a aruncat el în apă, să fie aruncat ăla pe el. Ia fiți atent. Mă, mi-a aruncat ăsta pe șir. Nu știu. Da. Alex, te-ai aruncat în piscină, am și prins pe filmare. Eu filmam, arătam apa și ăla când brrr, mi-a plăcut de el. Să vezi ce a căzut cu porumb. Să vezi ce a căzut cu porumb. Să-mi dați bani. Da? Mâine seară, fraților, aici se face curat. Nu, mă, se face murdar. Se face, că cel mai bine aici la noi facem toate astea cu curățenie. Mâine seară avem altceva la grătar. Ne îmbolnăvesc pe ăștia. E făcut el de acolo, brother. El, de face. Păi nu stai, mă, și tu în fumul ăsta, mă, de brodere, mă. Așa, brotherul meu, bravo, bravo, uite, îmi place de tine, ești frumos. Du-te la măta să-ți cumpere blugi. Auzi, ia alea și ia de încoace. Stai așa, fii atent aici, brodăraș. Ia uite, facem așa. Bă, dar cu jarul în sus, băi.
Păi cu jarul în sus, mă, și după aia le facem. Așa și la fel. Au! M-am pușcat ăsta. Păi i-a luat Alex ca să facă tubui. Cum s-a făcut, brother? Așa ceva. E bun, nu mai mâncați. L-a luat fără. Bă, ia sare, mă! Uite aici, a pus sare aici. Ia zi, tu ești mic copil. Așa, mă, brodăraș, și mei frumoși, mă. Și ce rămâne de aici, le băgăm în apă și le punem să usuce mâine ca să reutilizăm. Nu, mamă. Să te mănânc de inimă, nevastă frumoasă. Toți pe TikTok zice, mamă, ce își toți pe TikTok laudă. Ce ferește-mă de Dani Mocan. Da. Ia zi, bă, Alex, ce-i pe mână? Ia uite pe ăla. Hai că a scuturat pe acolo. Bă, ăla încă nu-i făcut, Alex. Ești prost? Adică e făcut bine. La cât la ce foamea e, nu cum te ia. Ia nevastă frumoasă, să te mănânc de inimă. Aole, nu mă mai filma. Dă-mă să te filmez pe tine. O amintire din copilărie. Bă, stai așa. Gata, fratele. Am întors femeia din iauri. Cum? Da, frate? Da. Fraților, s-au cam ars, dar știți care e treaba? Cu sare. Deci o să vă arăt eu acum cum se freacă cu sare. Da, nu, așa vă spun eu. O frec bine, nu? Fratele meu, Adi, e pe zonă, fetele se apeleze la el și la mama. Pune și pe ăsta. Gata? Ce părere ai? Sunt gata? Hai, coane, ce mai faci de ei, că sunt mai negri decât cărbunii aia. Lasă-i așa să facă. Ok, Fefi a mâncat. Băi, și vedeți mănâncă, aici? Bă, nu râd dacă acasă. Cel mai negru, tăciune. Nu, dar de ce nu-l crești cu sare, fata mea? Nu-l vrea, că așa știi, nu? Îl crești cu sare, eu așa știu de la... Cum e fratele meu să stai? Cașmeche. Hai, știți? Uite, l-a mâncat și el. Păi el l-a făcut, l-a mâncat mai puțin. Stați, fraților, că vă arăt eu acum. Fiți atenți aici, pun camera de la... Asta ar fi bun. Pe... Da, mă, bă, sunt bun. Nu mănânci, că n-ai ce să mănânci. Eu? De foame, mânca, faci. Avem sare. Ce, Fefi? Face fata mea, nevasta mea face o ciorbă bună. Uitați, fraților, exact așa, ia uite-l. Vedeți că s-a ars. Acum mulți o să spuneți, bă, că nu frățiorii mei, uite. Uite, îl frești cu sare și tot așa e negru. Ia dă-mă aia coace. Nu, fratele meu. Nu, mie îmi plac mai ars și așa, să nu moară. Odontosilu se nobla. Gata. Nu, nicio problemă, mie îmi plac mai așa. Gata. Am mai jucat mai, îl frecăm bine. Fiți atenți, îl frecați bine de tot și care treaba trebuia să dau cu puf de la cu apă. Știi? Îl dădeai cu puf cu apă. Dacă nu, așa, fraților. Ia ridică-te în curmă că te-au. Gata, băi, scoate și pe aia, mă, brodere. Scoate. Stai așa ca să-l dau. Hai că am dat lumina mami. Care? Ăsta. Ia uzi, Alex, trag ăștia cu mitraliere. Nu, eu ăsta fura porumbul. Fugi. Ok, hai că se vede bine. Uite așa, mai aruncăm din... Dar nu pot să vă transmit mirosul. Mirosul e un miros obscen de superb. Hai să dau asta așa. Ai voi. Să te urci pe stâlp și când iei să înceapă jazea cu perfectă. Nu, nu am făcut nimic, stai cu mâinile. Alex, alu-fișcu. Știi ce gust are? Uite, Fefi, ca față de... Nu. Față de aia care i-am cumpărat. Zici că l-ai băgat în foc de tot, în sobă. Să mor dacă de mine, dacă nu-mi plac. Cine-mi place? Ăștia arși. Așa prea ars, ia uite cum e la lui. Zici că l-ai dat cu oji, l-ai băgat în ulei ars. Bă, tu nu vrei să taci, mă, din gură, ia să moară la risa. Îți miroase picioarele, ce-ți dai cu sare. L-am pus pe papuc, n-ai mai murit niciodată. Fiți atenți, fraților, am presărat sare pe el. Am presărat? Ce bine miroase. Bă, taci, bă, lasă-mă să mănânc, mănânc în noduri. Fac un tutorial cum se mănâncă un porumb. Vă aminti de... Din copilărie, Alex cred că o să plece bătut. Și a băgat ăla cu la vacă. Când s-a căcat, așa l-ai băgat direct. Taci nația, mătii, că se neacă ăla, n-ai mai muri. Ia, stați-mă așa. Ia, stați așa. Oricând l-ai avut în mașină la motor, când s-a făcut ăla motor. Da. De da. El. Ia uite ce e pe vârful ăla acolo. Păi eu nu bag vârful ăsta în gură cu aia. N-ai tu pe să-l bagi. E bun rău să mor. Ia mai mușcă o dată din ăla, dar mușcă-l pe tot așa. Suze, bă. Ia uite cum arată al tău. Ia uite. Și cum arată al meu. Tăciune. Atunci că e copil de la crud. Ești copil crud. Uite. L-am pus pe papuc că n-am două mâini, că nu sunt caracatiță, să am 40 de tentacule. Ia fii atent! Ia dă-mă! El mănâncă de aici și a dat cu sare aici.
Nu e cu aia, am dat cu sare și pac. Păi da, și de ce am dat cu sare acolo? Că... Să credeți, bă, că primesc scârbă. Ce faci? Partea asta nu, nu pun. De ce? Ba da, bă, o pun. E foarte bun. Vă acum... recomandăm să nu mâncați. Ăștia nu știu ce e bun, să moară mie la Larisa dacă nu e bun rău de tot. Bine, că partea asta... N-am murit la Larisa și am înviat. Ia uite, am pus sare pe el, uite așa. Arată bine rău de tot. A fost dragostea visului. Păi lui, cred că e tot timp mai e gândul la ea de circul. Nu mai filma pe mine! Nu mai filma pe ea. E foarte bun, fraților. Partea asta neagră nu o să mănânc. De ce? Mănânc, n-ai tu pe-o. Băi, ia pașa. N-am negru pe dinți. Nu, nu. Și-mi pămațe. Ce scârbos. Fraților, vara, e bun, o să mor dacă te minte brotherul tot, dacă am bun rău de tot. Nu-i bun? E bun, nevastă frumoasă. Mă arunc cu piscina. Mai pune pe la din piscină? Alex. Ia pe rece. Uite la el meu. Dacă vrei. Nu vreau tu la. Am pus sare pe el. Iată ce. Nu stau treci, băieți. Acum iese la țipând. E o bună sate. Uite, s-a țipând, băi. O bunătate, fraților, și mă bucur că ați fost alături de mine. Da, taci, mă, nația mea. Băi. Băi. Ia filmează-mă, mă. Filmează-mă și pe mine. Ăsta ți-l bagi în cur. Să-l bagi numai ta. N-am pus sare pe limbă. Da, bună ai și mă să văd. Dar de ce pus sare pe limbă, păi? Ia opre și să zic ceva. Ok, bro. Ok, bro. Ok, brotherii mei, am vrut de două ori să fac acest outro, adică ieșirea din acest vlog minunat de vară. Să ne amintim. Hai că nevastă mea vrea să se arunce în apă. E caldă, apa e rece, fata mea. Mamă, și acum s-o arunce pe burtă acolo. Să ne amintim cu drag când făceam eu amintirile din copilărie cu porumb, cu de toate nebunile. Mâine seară, de fapt voi o să vedeți peste 2 zile sau 3 zile acest vlog. Băi, că stai mă cu minte, mă! Stai cu minte, ai nebune la cur, unde mă bag în apă? Glumă! Ia bagă-te și în apă, hai! Nu mai mă bag. Hai că am aspirator. Și ce faci cu aspirator? Să trag apa din tine. Bă, știi ce vreau să facem într-o zi? Că am văzut și eu. Ce-ai făcut, mai călcat pe nebunie? Ia uite, aspiratorul mă bag într-un sac de ciolofan și îl da, văzut, am văzut. Chiar o să iau, gata, facem de la balan. Aia, gata, am tot sprijinul din partea nevestemii. Fraților, nu mai am nici baterie, ba, dar mai am. E chestia că ne luăm la revedere și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă invit pe TikTok-ul meu. A fost foarte bun. În următorul vlog o să avem ceva și mai bun de mâncare. De fapt, a contat foarte mult că am stat împreună și ne-am... Lasă-mă să trăiesc, n-ai mai muri niciodată, s-a necat românul ăla, iau-te. Și ai ieșit în punga cu stixuri. Dar ce picioare am, mă, să vă trăiască familia voastră? Papuci ăștia sunt șmecheri rău de tot. Da, și că tu știi că e o perche de la Balenciaga, vai de capul tău. Sunt de la Balenciaga, bă, Balenciaga. Ai șis? Ce n-a să ai zici că ești cocă? Fraților, o să închidem acest video ca lumea, o să mai mâncăm semințe, mă doare și mâna de la camera asta. Ne vedem în vlogul următor. Vă iubesc. Vă iubesc.